venit la Starea Libertății. Mamă, mamă, ce ne mai place să ținem valorile doar pentru noi? Noi valoroși, bineînțeles. Vai, dă-te fă rimes mai încolo că ne zgâri brâncușul. Haide, haide, fă pași că ei vopseaua, n-auzi? N-ai tu, dragă, cultură în cap pentru brâncuși. Noi avem, noi ăștia care, vorba aia, avem carte cât n-ai tu ani de viață. Da, toți suntem numai cu facultăți, cu doctorate. Am dormit prin biblioteci până la 30 de ani. Când cerem pâine, o facem în versuri de Pablo Neruda. Neruda năroadu, habar n-ai cine, poet mare ucis de derbedei. Of, că ia uite, când mă ia așa cultura, deci amețești, mă scutur ca de friguri, mi-apar și bubițe roșii pe creier, da? De la Platon și de la Kierkegaard, mai ales, da? Dar câteodată și când ascult Bach. Când vine vorba de cultură, deci eu n-am mamă, n-am tată, fac moarte de om. A venit fata să zică și ea trei cuvinte despre domnul sculptor, parcă așa i-a zis, nu? Mamă, au făcut spume ăștia, oamenii de cultură. Nici nu știam că avem cam câți. Bă, păi cred că din 18 milioane, așa cât suntem în actele țării, vreo 30 de milioane, cel puțin, sunt oameni de cultură. Doia hardcore, nu? Pești de porțelan și alte daravele. Nici n-ai spune că suntem cei mai fraieri pe piața de carte, la bătaie cu Luxemburgul. Da, ăia-s trei oameni în toată țara și cumpără cam câte cărți cumpărăm și noi. Dar să nu te atingi de valori, de moaștele lui Nichita Stănescu, de icoana lui Brâncuș, de statuia lui Enescu, că e belea, luăm foc, ne transformăm în bestii, bă, dăm drumul la animalul cultural din noi și iese măcel. Doamne, cât de elitiștii lui pește ne place să ne dăm, cât de cult și ce ură poate să iasă din noi. Ia manichiura de pe Costica al nostru, mândria țării, plecat la Paris să sculpteze pentru posteritatea lui poporul român, bă. Numai noi știm cum să apreciem pe cineva, da? Numai noi știm să cinstim memoria cuiva. Numai noi știm să ne minunăm la valorile neamului. Au sărit toți, mă uitam la CTP. Domne, de ce n-a fost chemat Andrei Pleșu? Pentru că tocmai asta a fost ideea neavaloare, să fie din alt domeniu. Și chiar nu cred că Andrei Pleșu a avut vreodată nevoie de ștampilă de la vreun minister ca să vorbească despre Brâncuș sau despre altceva. E uimitor cum reușim să facem un dita mai scandalul, cum devenim noi ironici și subtili. Ha, ha, ia uite-o bă, bă, aia, habar n-are de marele, de imensul, universalul Brâncuș. Cum naiba să fii om citit cu acces la valorile occidentale, să spunem, dacă ești atât de rudimentar împărțind mereu lumea în noi și ei? Cred că intra în pământ de rușine Brâncuș dacă vedea tot acest spectacol al prostiei fudule, tot acest festival în care unii spoiți cu niște citate de pe internet pozează în academicieni planetari. Relaxare, băieții, am controlat-o pe doamna Rimes la ieșire, n-a plecat cu nicio bucată din marele nostru Constantin Brâncuș. Vă aștept diseară de la 10 fix la Starea Nației, pe Prima TV.